Bărbatul în vârstă de 70 de ani era pe plajă împreună cu soția, după cum povestesc martorii. La un moment dat a intrat în apă, nu departe de mal, iar inevitabilul s-a produs. I s-a făcut rău și s-a prăbușit în apă. Soția lui a dat alarma. Îmi spune că a intrat undeva la 7 și 10, așa, să ia o sticlă de apă și dânsa nu l-a mai văzut, a crezut că e pe plajă și abia când îl scoteam spre mal am văzut că fuge spre mine plângând. Eu cred că stop cardiac a făcut, probleme cu inima, apa rece. Nu sunt valori, după cum au spus și băieții la sanitar acolo, s-a plecat la ei, stop cardiac. Din păcate, eforturile medicilor de a-l readuce la viață pe bărbat au fost în zadar. La finalizarea protocolului de resuscitare, aceștia au declarat decesul. La locul solicitării au fost trimise două echipaje SMO și un echipaj SAJ. A fost găsit un pacient în stop cardiorespirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate pacientul nu a răspuns la protocol și a fost declarat decedat. Medicii avertizează în special persoanele vârstnice care se știu cu probleme de sănătate să nu se expună prea mult la soare și să nu intre imediat în apa mării. În continuare, salvamarii atenționează turiștii să țină cont de recomandări, având în vedere că se anunță temperaturi caniculare, dar și că marea este imprevizibilă.